Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Emil Sândoi, a declarat astăzi că partida de duminică împotriva formației ASA Târgu Mureș nu este una decisivă pentru calificarea în play-off, dar asta nu înseamnă că alb-albaștrii nu vor victoria. Nu este un joc decisiv. Decisivă va fi ultima etapă, atunci când se va trage linie după ultimul fluier al arbitrului. Dar asta nu înseamnă că nu este un joc important pentru configurația clasamentului. Pot să spun că și etapa următoare pe care o vom juca la Chiajna va fi tot atât de importantă pentru noi. De fapt și de drept până la finalul acestei părți a campionatului am putea să spunem că avem de disputat 10 finale. Aceeași opinie o are și Nicușor Bancu, fotbalist, care spune că cel mai bine este să tragem linie la finalul campionatului. Cum a zis și domnul Emil, mai sunt 10 etape și noi trebuie să luăm fiecare etapă în parte și să câștigăm cât mai multe puncte în aceste 10 etape. Și cu siguranță, la sfârșit, noi suntem convinși că ne vom clasa în primele 6 locuri. Antrenorul Craiovei a rămas impresionat de atmosfera de la derbiul cu Dinamo și nu a ascuns că și-o dorește și duminică cu Târg Mureșenii. Aș vrea să mai spun ceva referitor la publicul spectator. Deci la jocul cu Dinamo chiar au creat o atmosferă fantastică. Și ne-am dorit ca și la acest joc, chiar dacă nu este vorba de Dinamo, este vorba de ASA Târgu Mureș și este tot o contracandidată a noastră la obținerea unei performanțe și mi-aș dori din suflet ca stadionul să fie la fel de plin și susținerea publicului să fie tot așa necondiționată. Înaintea jocului de duminică programat pe stadionul extensiv, de la ora 14, Craiova ocupă locul al 7-lea, iar Mureșenii se situează pe poziția 6-a. CSU Filiaș a învins astăzi cu scorul de 1-2 pe stadionul Chimia din Ișalnița, echipa a doua a clubului Pandurii Târgu Jiu. Partida a contat pentru etapa 11-a din Liga 3-a Seria 4. Gazdele au marcat prin Alex Obeanu în minutul 66. Acesta a șutat puternic de la aproximativ 30 de metri din poziție centrală. Alex, în sfârșit victorie, cum a fost? A fost un meci greu, dar echipa mea cred că și-a dorit mai mult să obțină victoria. Au avut și o echipă foarte bună, am avut momente bune, rele și cred că, ce să zic, am învins, am meritat și acum așteptăm și noi cu băieții să ne bucurăm, să avem cât mai multe victorii. Berea curge datorită ție, ai reușit un super gol. Da, am reușit, am avut noroc că am urmărit faza și am înscris. O victorie muncită, frumoasă, cum a fost? Da, mă bucur, sunt bucuros pentru că am reușit în 2 săptămâni, am profitat de această pauză pentru noi, am reușit să ne punem la punct din toate punctele de vedere și cel mai important a fost că acești copii au început să aibă curaj, să prindă încredere și să joace. E o victorie a lor, o merită, felicitări și sper să înțeleagă că trebuie să muncim în continuare, să fim aceiași băieți serioși, disciplinați și rezultatele vor apărea. În sfârșit a ieșit și soarele pe strada noastră. Mă bucur sincer pentru dăruirea de care au dat dovadă jucătorii. Am fost convins că au înțeles în cele 2 săptămâni ceea ce înseamnă acest joc și cât înseamnă cele 3 puncte. Mă bucur pentru ei, mi-au dovedit încă o dată că avem un lot puternic, un lot foarte bine conturat. Tot astăzi, CSU Universitatea 2 Craiova a obținut o victorie extrem de importantă, scor 2-0, în Banat, în fața formației Novo Mamma Mia Becichiere cu Mic. Alb-albaștri au marcat prin Robert Petre și Cârlig. Echipa masculină de volei SCMU Craiova s-a impus aseară în deplasare cu scorul de 3-0 în fața formației Fatra Zlin din Cehia, în meciul tur din 16-mile Cupei Cev. Pe seturi, scorul a fost 25-19, 25-18, 25-22. Returul este programat pe 18 noiembrie în Polivalenta din Bănie. Până atunci, voleibaliștii conduși de pe bancă de Dănuț Pascu vor juca în campionat cu Arcada Galați duminică de la ora 16:30.